Femei minunate, sunt Mihaela Norton și am deosebită plăcere de a vă invita la conferința pentru femei organizată de Centrul Creștin Antiohia în perioada 2-4 martie acestui an, adică săptămâna viitoare. Vorbitori vor fi din America, Asia, Africa, precum și în Europa, femei care vin împreună cu aceeași inimă să slujim Domnului și vouă prin darurile pe care noi le avem, iar împreună să vedem o foame nouă stârnită în inimile noastre. Titlul conferinței este Pasiune. În timp ce slujam într-o biserică din New Hampshire, noiembrie anul trecut, Domnul mi-a dat un cuvânt cu privire la plăcile tectonice care se pun în mișcare pentru a permite lavei să țâșnească. La fel cum este în natural și în spiritual, sunt lucruri care pot să oprească pasiunea, focul din noi. Însă, atunci când pământul însuși este pus în mișcare, apar fisuri, ce era acoperit devine vizibil, și vedem cum, peste tot, în această lume, în acest timp, Domnul mișcă pământul inimii copiilor săi, iar foamea din noi începe să iasă la suprafață. Așteptarea și rugăciunea noastră este ca și aici, acum, în acest timp, să vedem cum Duhul Sfânt vine cu focul Lui și ne atinge iarăși, iar pe urmă acest foc să se răspândească înspre toți cei flămânși și însetați. Chemați o prietenă, sunați pe cineva care are nevoie de o împrospătare de la Domnul sau poate e cineva bolnav ce trebuie să fie vindecat. Vreau ca să vă încurajez să vă uitați în jurul vostru la cele femei peste care observați că este o chemare de la Domnul și lucrurile au început deja să se miște cumva în viața ei și acum e timpul ca ea să primească această atingere de la Duhul Sfânt. Începem joi, seara, la ora 18.30, la fel va fi și vineri, tot la ora 18.30, sâmbătă însă, dimineața la 10.30 și sâmbătă seara la ora 18.30. Intrarea este gratuită, însă vă rugăm să vă înscrieți pe linkul din descriere. Noi toate de aici, de la Centrul Creștin Antiohia, vă așteptăm cu mare drag!